domnul primar a propus ca toate scările, pentru că nu s-au reabilitat de 30 de ani, 35 de ani, și arătau deplorabil. Adică erau sparte, cu găuri de desubt. Dacă vedeți scările acestea, am dat de hăuri de desubt. A trebuit sparte, returnate și placate. Într-adevăr, este o muncă titanică, pentru că așa este construită Cernavoda, este pe dealuri și este cu umplutură de lăs. Orice mică spărtură, orice șuviță de apă face dedesubt, că sunt sub scări, că e sub stradă, să facă hăuri de dedesubt. Într-adevăr, e o muncă titanică, dar domnul primar și-a propus ca până la sfârșitul anului să terminăm toate scările de aici. Scările acestea va fi ca un exemplu, că e și locul de joacă, și aici mai trebuie decât pavela și se va recepționa și locul de joacă, dar într-adevăr scările arată excepțional, nu sunt terminate, o să vă arăt imagini cum arătau cu hăurile de desubt și vor fi placate și balustrada, deci vor fi reabilitate și vor arăta super. Fonduri de unde? Tot fonduri proprii, deci totul din bugetul local. Asta fac apel către cetățeni și, apropo de locul de joacă și de scări, să întrețină. Aici sunt banii dânșilor, deci ar trebui să fim civilizați. Deci nu am dat drumul la părculețul respectiv, nu s-a făcut recepția încă și deja au început să deseneze pe ele, să le distrugă. De asta am propus aici să punem niște camere de luat vederi și să cumva să-i educăm pe cetățeni, pentru că sunt unii cetățeni care nu respectă și nu știu de ce, pentru că noi pentru dânsii facem. Nu vin eu cu domnul primar să ne dăm în leagăn aici, în părcureț. Pentru cetățenii orașului facem tot ce facem. Când ați demarat lucrările la scări? La scări am demarat-o acum o săptămână și deja se vede că s-a conturat. Avem tot așa o firmă din Cernavodă care a câștigat și se mișcă foarte, foarte bine. Eu zic că terminăm în 2-3 luni, 4 luni, vom termina toate scările. Și estimativ cam de câte este vorba? Este vorba cam 3000 de metri pătrați. Acum, nu știu să calculez, dar sunt cam toate, cam 3000 de metri pătrați de scări. La acest parc ce lucrări mai sunt de făcut? La acest parc, decât trebuie pusă pavela, este aleea de trecere prin parc. A fost pus odată, dar în momentul în care s-au apucat de scări, a trebuit rescoase, pentru că au intrat cu utilajele aici, a trebuit să, v-am spus că am dat de hăuri de sub și a trebuit să spargem tot și să cărăm și a trebuit să demontăm aleea respectivă, pavela undeva acolo depozitată, și în momentul în care se va termina cu totul, se va termina aleea și mai trebuie, bineînțeles, bănci pe care o să le punem noi, cetățenii ne tot spune, dar știți cum e, achiziția durează licitația. Luni ne vin și băncuțele, vom monta și băncuțele, cișmele sunt funcționale. La curent mai avem noi o problemă de aviz pentru a funcționa și fântânele arteziene, că le trebuie curent. Deci suntem aproape gata. Mici finisări, dar va fi ok. Este un cartier cam cel mai mare din Cernavodă. Este în cartierul Trust, se numește, strada San Sebastian sur Loa Energiei Panaicerna, și eu zic că pentru zona respectivă, chiar vorbeam cu cetățeni, sunt foarte încântați de locul acesta de joacă. Au amenajat foarte frumos față de alți ani, când nu prea era mare lucru pe aici. Acum e foarte frumos pentru copii, da. Nota 10. Încă mai sunt lucrări de făcut, dar oricum am rugat primăria să vină să instaleze aici niște băncuțe, să mai stăm și noi ăștia bătrânii. E bine, e frumos. Dar scările din Cernavodă, cum arătau înainte și cum arată acum?
Păi uite, erau jalnice, nici nu puteam să coborâm pe ele, cel puțin asta de aici era sub orice formă. Nu, acum nu se compară. Nu, s-au schimbat, da. În bine, da. Minunate. Deosebit, cu protecție pentru copii, având mocheta asta tip la jocurile pentru copii, este minunat. Dacă ar mai funcționa și chestia asta cu apa, ar umecta atmosfera, mai un pic de iarbă și, într-adevăr, cum a spus doamna, câteva canapele și pentru noi. Este acolo, sunt foișoarele astea, dar știți, cât mai aproape să fim mai de copii pentru protecția lor. Scările, da, este un început bun. Noi le folosim pentru că, de fapt, copiii vor să vină mai repede să ajungă în parc pe aici. Dar dacă sunt bine amenajate, cu tot dragul, coborâm în civilizat pe asta. Felicitări pentru Cernavodă, suntem de la Brăila. Eu am folosit parcul ăsta de fetița are 7 ani în toamna asta și de la început am fost foarte dezamăgită cu praf. Erai obligat să te joci într-un leagăn care trebuia să stai cu copilul acolo. Ori acum sunt protejate, sunt mult mai jos, adică dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, copilul să poată apăra. Sunt de 30 de ani în Cernavodă, când am venit, e o poveste lungă, e diferență de la cer la pământ, ce e acum și ce a fost. Încet, încet, cred că va fi bine și în Cernavodă, va fi frumos. Scările, asta avem o oportunitate, pentru că orașul Cernavodă are poziția asta cu taluz, cu trepte. Ei, un avantaj, scările astea va fi specific. Cernavodă, când va veni cineva, dacă va fi toate scările așa, va fi specific. Domnule, în Cernavodă e un oraș cu scări multi și e plăcut. Sperăm să fie tot oraș așa. Dar locurile de joacă? Locurile de joacă e o diferență iar foarte mare. Ele erau sărăcuți, nu știu. Nu avea copiii unde să joace cum e acum. Astea sunt bune pentru că le dezvoltă niște abilități la copii. Și chiar le plac. Mă uit la nepotul meu, nu puteam să-l scoat din casă. De când s-a făcut parculețul ăsta, e puțin, câteva luni, dar tinde să nu mai ai acasă, ai afară, ai la parc. E bine.